Macarale! N-ai să crezi. Ce faci? Salut! Nene, fii atent, am venit un pic cu acțiune aici. S-au rămas aici. Am adus și ceva mochetă, știi? Pentru că oricum am de mers. Chiar dacă merg în țară, ideea e că am de pedalat. Și am dat husele alea jos pentru că puțeau, trebuiesc spălate și vreau să fac un pic de ordine. Uite aici. Înțelegi ce zic? Înțelegi? Asta trebuie aruncat. Lasă-l aici. Bun, să începem. Vreau să-mi curăț și astea un pic. Să las asta aici. Am mai făcut odată curat, dar când am luat-o, știi? Dar așa, în mare. Acum vreau să fac un pic mai ca lumea. Dacă tot merg cu ea, știi? Am aici al propose cleaner ăla. Aici găurica. O să mă așa un pic și mai dăm după aia o tură. Să fie faină, să fie clean. Să mă așa să se moaie. Te ajută foarte mult soluțiile astea. Al propose cleaner se numește. Este soluția care o folosesc la toate mașinile care le curăț și la a mea tot cu din ăsta am dat. Să lăsăm așa să se moaie un pic, trebuie și făcut și volanul și asta la alte. Îmi place asta că intră peste tot. Știi că n-ai fi ajuns altfel acolo. Și miroase fain. Cum miroase? Uite, miroase. Vezi ce fain miroase. Să trecem și din coace. Uite și aici cum este, vezi? Nu merge așa, nene. Nu merge. Chiar dacă e, mă rog, de altă vârstă, să zic așa, știi? Chiar dacă nu este mașină nouă, cum am primit în partea cealaltă, la firma cealaltă, asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc, știi? Adică facem așa, cât și cum se poate. Să iasă aici fain. Vezi că se moaie jegoșenia asta. Nu știu dacă am mai făcut înăuntru aici curat sau nu. Având în vedere că eu circul cu ea, trebuie să fie așa cum îmi place mie, știi? Mâine trebuie schimbat ceva rulment pe față sau amândoi, nu știu exact, vedem. Schimbate și plăcuțele. Bun, după asta să le șterg un pic. Pam, 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 pam. Am luat un prelungitor din ăla de USB. Că mai aveam ceva cârpe pe aici, dar lasă că o folosesc pe asta. Hai că facem altfel, cât timp lucru eu pe aici, îți pun niște muzică, știi? Și dacă vrei să îi faci download sau să o folosești în proiectele tale, găsești la mine în descriere aici de unde îmi iau eu muzica, știi?
am încercat și am curățat cât de cât astea. Nu am posibilitate să-mi aduc aici aspiratorul de injecție, extracție, să-mi fac scaunele, știi? Poate pe viitor, când o să am ceva timp liber, o să le iau cu mine la lucru și o să le fac acolo. Aici n-am de unde. O să vreau să curăț și aici pe jos, preșurile astea și sub ele. După aceea să încerc să pun mocheta asta. We'll be right back.
Cum arată, nene? Excelent, nu? Așa zic și eu. Perfectus. Fel de lai să crezi. So, mai departe. Operațiunea mocheta. Asta e mocheta de pe divan. Cam lată, mă. Nu? Găsim noi o soluție. Trebuie să intre și acolo, și dincolo, și dincolo, și peste tot. So, cum facem? Facem așa. Desfacem. Pi toată. 135x75. Am înțeles. Poate-ți trebuie. Nu e aia din baie, o. Aia nu, n-am mai avut acces la ea. Hai, du-te, du-te, du-te. Așa. Cred că o să încep de aici, pentru că aici mă interesează. Așa. Ce o să vină? Cam așa, să n-o mai tai. Mamă, ce mi-ar mai trebui o mână, nene. Așa, ăsta o să vină pe aici. Pentru că aici trebuie să ținem piciorul. Să trebuiască tăiat de pe acolo, cât să intre mai înăuntru și să intre sub pedale acolo, știi? S-o așez foarte, foarte drăguț. Că ar fi la drept, cam așa. Hai să vedem. Cum tăiem. Pierdulam. Am găsit-o. Ce trebuie să tai. Normal, cam așa ar trebui. Tehnologie NASA, nene, n-ai să crezi. Au zburat aia în spațiu și nu sunt stare să tai o mochetă. Firar, lampa, amuzi. Nu taie, nene, vezi ce are și. Mamă, e de calitate, frate, e din China. Așa. Curge ceva praf din el. Ce dracu ar pus în el? Și vine mai în față după aia. Așa. Și ăsta mai mult. Da, e Valentin, vezi ce ar fi. Dacă nu mai iei tu o mochetă de undeva. Mai tai, mă, ajunge. Așa. Asta aici. Trebuie să mai intre un pic înăuntru. Opa, scuză-mă. Nu știu unde să pun camera asta. Opa, pam. Trebuie să mai intre înăuntru un pic. Asta o să vină mai sus. Așa. Asta aici trebuie tăiat cumva. Așa. Așa, așa. Să vină cam așa, știi, dar mai mult mai trebuie tăiat de aici. Și ăsta trebuie dat încolo, făcut așa și așa. Nu mai trebuie. Un pic așa. E frustrant ăsta aici, nu? Să-l tai așa. O să cad așa. Ce zici? Nu încurcă la pedală? Nu, nu încurcă. Ăsta parcă l-aș mai tăia un pic. Așa.
să tai asta aici atunci, așa. Și vedem. O să-mi rămână bucata asta aici. Să-l tai așa, e nașpa. Mai în față. Hm? Dă mai în față. Hai mai în față. Până acolo. Stai aici la ambreiaj să nu încurce. Hm? Cam așa. Colțul ăsta probabil că în timp se va da el în jos singur. Excelent, mă, ce ai făcut, Vasile? Uite ce bine a ieșit. Asta poate un pic încolo. Cum se mai așează ea? Să vedem aici. Asta. Vezi că nu am ajuns până în partea alaltă. Struga mai lung, care e 175, cam așa, 1,90. Știi? Cum e? E ciudat, nu? Trebuie să-l fac altfel. Mai mult, îl bag acolo. Îl fac așa. De aici. Așa. Încă o dată, măi, flăcăi, ce vorbești, mă, ce dracu ești așa? Trebuie să mă duc în partea altă. Așa. Oh. E, pe partea asta altă. Dă-și pomatii zone acolo. Fac ăștia un bloc acolo, ești nebun? Blocuri. Ceva de genul, știi? Sau să-l tai și aici, să se ducă încoace. Hm? E bine, mă, așa zic și eu. Cum să nu fie bine? Tai bucata asta. Nu se mai așează ea, că și la Mercedes și la Ford aceeași problemă a fost. Hai că mai întâi tai și după aia măsor. Așa. Prea merge cu stânga, nene.
Ce vorbă, Jean Vasile, uite ce fain a ieșit. Nu? Cu corumbas. Ăsta. Puneam. Uite ce fain a ieșit. Punem ăsta aici. Excelent. O pleca nenea de aici. Uite, n-a ieșit bine. Acolo și că e roasă de șoareci, dar e ok. Ce fain. Vezi? Au trebuit avut grijă, mai ales încolo pe Germania. Pe mine m-au oprit de foarte multe ori, dar... Nu, n-am primit amendă pentru condusul de sculț. În schimb, mi-au zis că nu este safety, știi, să conduc așa de sculț. Am zis că-i înțeleg. Ce fain e de zona. Îți place? Mișto, nu?